Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Bună seara! Pe B.U.G. Mafia. Numele meu este Daria, dar pe TikTok mi se mai spune și Gheorghe. Pe TikTok. Sau cu mine, dar bănuiesc că de la faptul că acum 5 ani aveam și eu un balaur. Da, serios, știți icoana aia cu Sfântul Gheorghe când se luptă cu balaurul? Costele, alegeri grele, alegeri grele, Costele. E cam aceeași situație ca la mine, doar că pe balaurul meu l-a pupat mai puțină lume. Avem Transformers 2. Eu nu înțeleg nimic. Fac și OnlyFans în prezent. Adică, mă rog, am cont că dacă îl făceam, eu nu mă mai oboseam să vin aici. Înveți foarte multe pe OnlyFans. Spre exemplu, mie mi s-a schimbat complet percepția asupra vieții. Am aflat, spre exemplu, că natalitatea este într-o creștere continuă în România. Știți câți tătici sunt pe OnlyFans? Suntem în 2022, nici măcar nu mai poate fi considerat înșelat. E așa, mai degrabă o delectare. Că mai legă-ne un căricior, mai vezi o poză, un video, sau ce chestii pe care dacă le aude nevasta, bagă divorț. Unul m-a întrebat odată dacă vreau să-i văd uniforma de la muncă. Mi-a trimis o poză cu o sutană. Costel, mă, Costel decide, mă. Costel decide, hai să lăsăm să decide pe Costel. Două roșii, două verzi și decide Costel. Vorbeam odată cu un membru. Hello! Bă, dacă s-a ridicat zidul... Nu, nu, ceva e în regulă. Ceva e în regulă, deci poate să fie... Dar voi verificați chestiile astea? Adică nu poate să vină o fată care să facă stand-up așa, să zică că, că a fost băiat? Voi cum verificați? Foarte, foarte, foarte frumoasă! Cât de frumoasă putea să fie, adică, băi, superbă! Oh my God! Nu poți să ce te pui tu în situații de asta? E o lume deosebită și diversă. Spre exemplu, dacă le vorbești oamenilor de persoane trans, o să creadă că e așa, ca o schimbare de echipă. Ca și cum mănânci toată viața covrici cu Susan și dintr-o dată zici că vrei să mănânci cu Mac. Sau, unii oameni cred că fetele trans de asta fac operația, ca să intre la baie la femei. Eu nu înțeleg. V-ați fost vreodată la baie la femei? Adică e ca un al treilea război mondial acolo. Zici că toate au fost bărbați înainte. Ce tare. Eu sincer nu am înțeles niciodată homofobia. Te supără că Marian primește penis? Pentru mine sună ca gelozie. Și religia asta este ciudată, pentru că acceptăm că o femeie rămâne gravidă fiind însărcinată cu un spirit, dar nu putem să acceptăm că o femeie trans e femeie. Sau că doi balauri se pot juca împreună. Au fost foarte, foarte multe răsturnări în capul meu, foarte multe răsturnări de situație. Nu înțelegeam dacă e vorba de travestit, transexual, farsă, actor, personaj. A durat ceva timp până mi-am dat seama despre ce vorbește Daria. Sigur, și mie îmi stătea mai bine cu un balaur și zic asta bazându-mă pe feedback-ul pe care l-am primit pe OnlyFans, și anume mulți oameni care mi-au spus că ar trebui să port un strap-on. Păi dacă știam eu că-i cererea așa de mare, mai mergeam eu să-l las pe-l meu în Thailanda? Balaur e... Te-ai gândit că e... Tras? Da, dar ți se facă pe... Nu, nici m-am dat seama. Nu te-ai prins, nu? Nu! Nicio. Eu aveam alt destin. Am făcut liceu de actorie și, mă rog, ca orice actriță tânără, eram pregătită să învârt burger la... Te-ai uitat la ei? Ai făcut cu ochiul? Nu, chiar la sala distanță, nu. Într-una din zile, o profesoară, care era nouă la clasa noastră, striga catalogul și a ajuns la numele unui coleg care lipsea și a întrebat, ăsta e ala care se îmbracă în fată? Și toată clasa a început să râdă, că n-ai, eu eram lângă ea și am zis că nu, doamnă, eu sunt. Ce să fac dacă mi se potrivește mai bine Julieta decât Romeo? Da. Proful de religie m-a urat cel mai mult.
De obicei stătea la masa mea, eu fiind în prima bancă, și îmi povestea câte jumătate de oră cum o să ard în iad. Și odată, când trebuia să ne dea note la sfârșitul semestrului, m-a întrebat care este cea mai mare putere a lui Dumnezeu. Și am spus că este puterea pe care mi-o dă mie să tot vin la ora lui. Băi, niciodată nu am înțeles de ce ai vrea să ajungi în rai, adică într-un loc în care e plin de profi de religie și de preoți. Eu m-aș gândi de două ori înainte, mai ales dacă mori până devii adult. Foarte bună. La BAC am avut o experiență și mai amuzantă, pentru că eu la momentul respectiv aveam un buletin de băiat și întâmplarea face ca băiatul să fi fost tot eu și am intrat acolo arătând cam ca așa și profesorii respectivi au crezut că am venit să dau BAC în locul altcuiva și a trebuit să explic în fața clasei de ce se întâmplă ce se întâmplă, dar partea bună de acolo este că din acea sală am în prezent un abonat fidel pe Only. Deci măcar n-am explicat degeaba. Foarte greu. Până aici a fost. Foarte mulțumesc greu. Foarte mult. $10. Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.